Enchantée. Și am ajuns și la finalul lunii, finally, pentru că am senzația că au trecut 6 luni într-o singură lună. Pentru mine a fost o lună foarte agitată, foarte plină de plimbări, de schimbări, de multe chestii. Pe lângă asta am multe lucruri frumoase despre care să vă vorbesc, așa că luați-vă un ceai, o cafea, ceva de ronțăit și haideți să povestim despre favoritele lunii iulie. Dar până atunci, dacă sunteți noi pe canalul meu, vă pup, bine ați venit, mi-ar face mare plăcere dacă v-ați abona, dați un like și un share la clipul ăsta și spuneți-mi care sunt favoritele voastre de luna asta sau din ultima perioadă sau din timpul verii. Orice recomandare este binevenită. Bun, hai să începem și o să începem de data asta cu părul, pentru că după cum cred că ați observat, mi-am decolorat puțin părul. Acum, să facem o mică paranteză. Eu, când mă uit în oglindă, nu văd o diferență foarte mare. Posibil pentru că eu tot timpul m-am considerat blondă și mi se pare că părul meu trebuie să fie blond, habar n-am. Sau pentru că pur și simplu în realitate nu e așa mare diferența, deși fetele mi-au zis că este o culoare foarte naturală și se vede bine și arată bine. Acum, pe cameră se vede cumva, am observat că se vede ceva mai deschis de multe ori și în poze la fel se vede mai deschis, în poze chiar în unele poze, dacă bate lumina și este mai puternică lumina, este chiar blondul ăla foarte deschis de care fugă, adică pe care nu-l vreau. Dar îmi place ce a ieșit, per total îmi place ce a ieșit și vreau să vă arăt ce am folosit ca să îmi decolorez părul, pentru că l-am decolorat după mult research pe care l-am făcut și mult stat și gândit și tatonat și chinuit să văd dacă o fac, dacă nu o fac, până la urmă m-am decis și mi-am decolorat așa puțin părul, ideea fiind să nu îl decolorez foarte tare, să nu-l ard și să nu ajung la blondul ăla pui de care vă ziceam, că fug. Cel mai frică mi-era ca decolorându-l să nu cumva să ajung la morcov, știți, la culoarea mea de bază inițială, dar n-am ajuns acolo din fericire. Și ce-am folosit a fost L'Oreal Colorista Ombre. Înainte, cei de la L'Oreal aveau niște kituri speciale pentru baleaj și nu le-am mai găsit. Bineînțeles, când am vrut să-mi fac eu baleaj, nu s-a mai găsit. Așa că am luat kitul ăsta, care de altfel este foarte bun. Nu știu de ce nimeni nu mi-a spus că decolorat de păr miroase absolut înfiorător. Deci mare atenție, nu știu, deschideți un geam, faceți ceva, pentru că eu simțeam că ustură ochii, că mă ustură pânească, hai de capul meu, nu, de-abia așteptam să ies din baie. Din fericire n-am stat mult cu el pe păr, am stat undeva la vreo 15 până în 20 de minute am stat cu el pe păr și cam asta este ce a ieșit. Și da, dacă trebuie să stau 4 5 de minute, cum ziceau ei, doamne, cred că muream. Dar, da, a funcționat foarte bine. Consider că a funcționat foarte bine și am reușit să decolorez cam cât am vrut eu, fără să îmi ard părul, pentru că ăsta era unul din marile mele scopuri, să nu cumva să-mi ard Dumnezeului părul, pentru că altul nu mai am. Eu l-am luat de pe Notino, am luat cutia asta de pe Notino, dar o găsit și în magazine, că știu sigur că am văzut-o în magazine, în Carrefour, Kaufland și așa mai departe. Știu sigur, cred că și Mega Image se găsește. Și aici aveți și un ghid din ăsta de culoare, dacă în funcție de nuanța voastră de bază, cât vă decolorează, cât se decolorează. Evident că cu cât ai părul mai deschis, se decolorează mai tare și așa mai departe, dar eu consider că a ieșit suficient de ok, îmi place cum arată. Majoritatea oamenilor care m-au văzut au zis că îmi luminează fața și că e mai bine așa și exact ce mi-am dorit. În momentul în care am să refac procesul ăsta, peste vreo 6 luni cel mai probabil, o să schimb câteva trucuri, o să schimb câteva lucruri și poate atunci vă și povestesc de toată treaba asta, dar am zis să încerc pe pielea mea deocamdată singură să vedem cum iese și da, mi se pare că a ieșit ok. Și pentru că mi-am deschis părul și chiar dacă nu l-am ars, este totuși o procedură chimică și totuși vreau să am grijă de părul meu, care și așa este subțire și nu vreau să îl stresez prea tare. Am revenit la un șampon și un malsan pe care îl foloseam eu mai demult, până să-mi dau seama că mă încărcau foarte tare firul de păr. Acum, fiind decolorat, parcă are nevoie de hidratare de la șamponul ăsta și de la balsamul ăsta și funcționează foarte, foarte bine. Și mă refer la Botanic Therapy, astea două de la Garnier, sunt cu ricin și
migdale, cu ulei de migdale. Sunt îmbogățite cu ulei de ricin și ulei de migdale. Sunt două produse pe care eu le-am mai folosit, vi le-am mai arătat, le-am mai pus în favorite și știți că le iubesc foarte mult. Intrasem într-o fază în care îmi îngreunau părul foarte tare. Știți că nici nu foloseam balsam, nici acum nu folosesc decât de la urechi în jos, adică nu îmi pun pe toată lungimea, doar de fix pe zona asta, pentru că oricum vârfurile sunt mai decolorate decât partea asta de sus și atunci au nevoie de mai multă hidratare și de mai multă atenție. Și de-aia folosesc balsamul, că până acum nici nu foloseam, n-am mai folosit balsam, cred că de anul trecut, pentru că pur și simplu simțeam că mă îngreunează mult prea tare firul de păr, având un fir de păr foarte subțire. Am observat că pot trăi și fără dacă am un șampon destinat firului de păr subțire, dar acum am experimentat cu astea să văd dacă se simte bine părul meu cu ele și se simte absolut minunat. Stă bine la coafat, pot să-l aranjez fără nicio problemă, deci sunt geniale. Și terminând cu partea de păr, trecem la față, make-up și așa mai departe. Și unul din produsele mele favorite numărul 1 de luna asta este burețelul de machiaj de la Brashart. Acel burețel căruia i-am dedicat eu un clip și care seamănă foarte mult cu blendful lui Tati. Ce am observat din fotografii este că blendful are niște fibre mai lunguțe puțin, are fibrele puțin mai lungi, dar cel mic seamănă foarte tare cu ăsta și funcționează foarte bine pentru machiaj, în special pentru aplicat pudră, pentru că atunci când te machiezi, poți să întinzi pudra, poți să tragi așa pudra și o difuzează foarte, foarte bine. Îmi place și să aplic fondul de ten cu ea, nu știu, mie îmi place să aplic fondul de ten cu burețelul ăsta, dar mai ales pudra. Mi se pare că arată super bine, super natural, nu-ți încarcă tenul, nu ai aspectul ăla prăfos, sub nicio formă, deci nu se vede pudra pe fața ta și credeți-mă că am ajuns să pun o cantitate uriașă de pudră pentru mine, care am un ten preponderent uscat, am ajuns să pun o cantitate uriașă de pudră pe tenul meu ca să-mi fixez fondul de ten și nu se vede prăfoasă fața mea, nu se vede cretoasă, nu se vede pudra pe fața mea și arată absolut minunat. Toate astea datorită burețelului ăstuia, pentru că întinzi pur și simplu pudra și intră mai bine în pori, nu știu cum să zic. Pe lângă asta și blurează foarte frumos porii și de asemenea îmi place să-l folosesc pentru blush și pentru bronză. Este bun și pentru iluminator de folosit, doar că singura problemuță ar fi că aplică mult prea intens iluminatorul, adică eu nu sunt genul de om care să pună o tonă de iluminator să se vadă din satelit, așa că nu-mi place o aplicare din aia super heavy de iluminator, dar e bun și pentru iluminator. Iluminatorul prefer să-l pun puțin mai aerat și să-l pun cu pensula, dar în rest este absolut minunat și burețelul ăsta și sunt atât de fericită că l-am găsit, pentru că v-am zis, nu știu care e treaba acum cu Tati, mi-aș comanda și blendful-ul, n-ar fi o problemă, dar mă rog, până vine ne uită Dumnezeu, dar până atunci mă descurc cu ăsta, este micuț, dar nu-i problemă, mi-am comandat încă vreo 3 ca să am, dacă tot l-am folosit. Apoi, am revenit, apropo de iluminator, am revenit la un drag și iubit și scump și foarte, foarte mult lăudat iluminator pe care l-am avut eu mai de mult și pe care l-am recumpărat, și anume iluminatorul de la The Balm Mary Luminizer. Asta este unul din iluminatoarele top, e unul din iluminatoarele alea iconice. Nu știu de ce, în continuare nu pot să înțeleg de ce americanii spun că nu este atât de intens, pentru că, Dumnezeule, ăsta este atât de intens că dacă n-ai grijă cât aplici, ăsta chiar se vede din satelit, adică nu se pune problema să nu-l vezi din satelit, dar aplicat cu discreție, cu moderație, așa, arată foarte bine și îmi place foarte tare, atât pentru corp, cât și pentru față și pe pleoapă. Nici nu este nevoie de fix plus, că de multe ori când pun iluminatorul, îl pun cu
fix plus pe pleoapă ca să fie mai intens. Și nu am nevoie de ei fix plus pe pleoapă, dar îl iubesc și l-am recumpărat pentru că îl iubesc și îl folosesc aproape în fiecare zi. Când nu folosesc Mary Luminizer, am descoperit o paletă de farduri de la Essence care costă nici mai mult, nici mai puțin de 25 de lei. Făcusem eu un first impression înainte să plec la mama, filmasem un first impression la un fond de ten care, mă rog, n-a fost prea grozav, o să-l vedeți într-un alt clip. A funcționat, dar nu foarte bine. Și acolo inclusesem și paleta asta. Ce s-a întâmplat cu materialul? Nu știu. S-a dus. A plecat. Nu știu. Am uitat probabil de el și am șters folderul fără să-mi dau seama sau s-a întâmplat ceva. În orice caz, nu-i problemă, nu-i prima dată, n-am pierdut nimic. Așa, dar în acel first impression am testat și paleta asta de iluminatoare de la Essence și m-a surprins complet. În primul rând, ambalajul, că este total neobișnuit pentru Essence. Stați să vă arăt un ambalaj de Essence ca să înțelegeți la ce mă refer. Ambalajele de Essence, pentru cine nu știe, evident, că da, cred că toată lumea știe, Essence-ul, astea sunt. Adică plasticul ăsta ieftin, care, by the way, se duce, așa, și cam așa. Mă rog, e Essence, nu-i problemă. Adică plasticul ăsta e. Dar ăsta este ambalaj din ăla cartonat, care îți dă impresia de prestanță, de structură, de ceva mai heavy, mai de calitate, știți? Apoi, numărul 2 ce m-a surprins pe mine a fost că are oglindă, adică total neașteptat pentru mine să văd o oglindă și chiar foarte ok, adică e foarte generoasă oglinda asta. Pe lângă asta avem 3 iluminatoare aici, care toate 3 sunt absolut fantastice. Avem unul care este light, așa. Asta este cam deschis pentru mine să-l aplic pe ten acum că, da, bronzată, pot să mă declar și eu puțin bronzată. Apoi îl avem pe al doilea care este mai piersiciu așa și îl avem pe al treilea care, la fel, ăsta vrea să fie un pic mai bronzat așa acum. Și la fel, toate 3 sunt minunate, au un finish absolut minunat, nu sunt sclipicioase, nu se vede sclipiciu mare așa în ele, nu sunt prăfoase, deci sunt absolut minunate. Când pui mâna în ele, aproape ai impresia că-s cremă. Așa se simt la atingere și v-am zis, 25 de lei chestia asta este senzațională. Se numește Choose Your Glow de la Essence. Și mă așteptam să coste mai mult de atâta, dar cred că este o paletă absolut senzațională de iluminatoare și arată foarte bine și rezistă foarte bine întreaga zi iluminatoarele astea, așa că jos pălărie. Și ultimul produs pe partea de make-up este un produs pe care îl vânez de mult timp și îl vreau de mult timp și de mult am stat să mă gândesc dacă să mi-l comand, să nu mi-l comand, să mi-l comand, să nu mi-l comand, până la urmă am uitat de el și acum când a revenit tati, că știți că a revenit tati, am văzut-o folosind produsul ăsta și zic, ups, parcă am zis că mi-l comand și mi l-am comandat și eu brusc așa din impuls. Și este vorba de pudra de la Coty Airspun, care este o pudră extrem, extrem de fină. Acum, pentru cine nu vrea pudra asta, am un dupe. Stați pe pace că am un dupe și este un dupe accesibil și foarte ok, dar este bună, își merită hype-ul, nu își merită hype-ul parfumul, într-adevăr este mai parfumată chiar decât mă așteptam. Eu mi-am luat varianta translucidă, am luat-o de pe colțul de make-up, dacă mi-aduc eu bine aminte, o să vă las link în descriere de la pudră. Este mai scumpicică într-adevăr la noi, adică a fost 95 de lei, parcă 95 sau 93 de lei am dat pe ea, plus transportul, dar avem 64 de grame de pudră aici, adică asta o să-mi ajungă 10 ani. O cutie normală de pudră are între 6 și 10 grame de, da? Și costă undeva între 20 și 70 de lei, zicem una drugstore. Nu vorbim de ale high-end, că ne ducem în altă direcție. Dar stați așa. Asta de la L'Oreal Infailible, că asta este dupe-ul pentru ea. Asta costă undeva la 20 și ceva de lei, 30 și ceva de lei și are 6 grame de pudră în ea și mi-ajunge, adică e suficient, sunt suficiente 6 grame de pudră, dar asta are 64 de grame. Este foarte bună, este foarte, foarte fină.
Ce v-aș recomanda eu în schimb, mai ales dacă sunteți mai închise la culoare, dacă aveți un ten mai închis la culoare, să nu vă luați varianta translucidă. Că mie varianta translucidă, și observ asta pentru că sunt puțin bronzată și pe față și am un fond de ten ceva mai închis decât ce aș purta eu iarna, este totuși albicioasă, este totuși puțin mai deschisă. Chiar dacă zice că e translucidă, este puțin mai deschisă și nu cred că pentru cele care aveți tenul mai închis la culoare se potrivește neapărat. Așa că încercați să vă orientați către cele care au culori, care au nuanță. Așa. Ea este, din punctul meu de vedere, o pudră foarte bună, care își merită hype-ul. V-am zis, mai există pudre ca asta, nu zic că nu, dar eu am luat-o mai mult din curiozitate, din faptul că e pudra aia iconică, iconică, așa, matifiază bine, de rezistat nu rezistă chiar întreaga zi. Nici o pudră, nu, pulbere, din punctul meu de vedere, nu rezistă întreaga zi. Eu văd pudra pulbere mai degrabă ca un instrument pentru setat machiajul, ca să nu ți se strângă, și dacă vrei matifiere și acoperire de la o pudră, trebuie să treci la o pudră din aceea compactă, care este special concepută pentru a-ți oferi un pic mai multă acoperire și pentru a te matifia, da? Asta e mai mult pentru setarea machiajului și mai potrivită pentru persoanele care n-au nevoie neapărat de foarte multă pudră. Dar aplicată cu burețelul ăsta arată senzațional. Arată bine și cu pensula, dar v-am zis, noua mea metodă preferată este să aplic cu burețelul ăsta și mi se pare că se întinde foarte bine, că arată foarte bine, este foarte, foarte fină, este, cred că, cea mai fină pudră pe care am găsit-o eu până acum, nu știu ce să zic, dar undeva pe acolo. Ia, hai să vedem, să comparăm cu cealaltă de la L'Oreal. Dacă nu aveți chef să o luați pe asta de la Codier, spam, puteți să o luați pe asta de la L'Oreal, că este foarte, foarte similară și se comportă relativ... Parcă asta de la Codier spam este mai fină. Acum puse una lângă alta, parcă aia de la Codier este mai fină decât asta, dar oricum și asta este una dintre cele mai fine pudre pe care le-am întâlnit eu vreodată. Asta infailibilă de la L'Oreal și este foarte, foarte bună. Asta dacă nu vreți să o luați pe asta de la Codier. Hai să trecem la skincare. Acum probabil aș fi fost mai drăguț dacă începeam cu skincare-ul înainte de make-up, dar da, entuziasmul a fost prea mare. Și o să introduc ceva ce nu credeam în... favorite, că o să pot introduce așa repede, și anume acest ser de la Revox cu vitamina C. Are acid ascorbic 20% și dacă vă aduceți aminte, acidul ascorbic este cel mai bun ingredient vitamina C pe care îl puteți folosi și cel mai intens, și am observat că folosindu-l regulat, ăsta a fost unul din serurile, ăsta și cu un ser cu acid hialuronic au fost singurele seruri pe care le-am luat și la mama și le-am folosit zilnic, și am observat că de când îl folosesc regulat, parcă am tenul puțin mai luminos așa, sau fi de la păr, nu știu, dar parcă tenul meu este mai luminos. V-am zis că rezultatele împotriva pigmentării, adică de pigmentarea aia a petelor și a pistruilor, durează luni de zile, dar nu vă așteptați să folosiți o săptămână vitamina C și gata, wow, gata, sunt ca nouă, ci 6 luni, un an de zile durează ca să scoată, în funcție și de ten, de textura tenului, de cât de repede te pătezi și așa mai departe. Dar am senzația că într-adevăr este mai luminos tenul meu, l-am recumpărat și ce am observat mai cu atenție, că i l-am arătat și Eugenie, este că nu este uleios deloc. Este genul ăla de ser pe care îl puteți folosi și dimineața sub machiaj, că nu are ulei în el și nu o să strice machiajul și nu iese la suprafață și nu rămâne pe suprafața tenului, ba chiar intră în piele și intră foarte repede, se absorbe foarte repede. Și având acid ascorbic 20%, este... foarte puternic. Atenție pentru cele care aveți alergie la vitamina C. Eu în prezent le țin în frigider. Îmi țin toate serurile în frigider pentru că sunt reci și dimineața și seara când le aplic e așa o senzație foarte plăcută de răcoroasă și e foarte plăcut să le aplic. Am recumpărat și acidul hialuronic de la Revox, care este un picuț mai grosuț, așa mai intens.
Asta este ușor lipicios, dar v-am zis teoria mea cu acidul hialuronic că trebuie să fie lipicios și când e lipicios e mai bine că e lipicios. Și lăsați-l puțin să intre. Nu este, în schimb, atât de lipicios pe cum te-ai aștepta, adică nu este super glue. Și mi se pare că intră și ăsta foarte repede în piele și aderă foarte bine și celelalte produse pe care le aplic după serul ăsta cu acid hialuronic intră foarte bine în piele. Nici ăsta nu este uleios, nu este viscos, atât de viscos încât să simți că îți lasă reziduri pe piele, se absorbe super bine, uitați, la mine deja s-a absorbit pe mână după ce am pus picătura aia. Și că tot vorbim de skincare, noua mea obsesie în materie de skincare este masajul facial. Bine, masajul facial mă încântă de mult timp, dar în ultima vreme am devenit chiar obsedat, aș putea să zic, de masaj facial, pentru că am văzut că niște rezultate minunate și folosesc cu precădere acum guașa. Guașa este acest instrument pe care cred că l-ați văzut, care a redevenit popular, să spunem, în perioada izolării, că na, stând acasă, ce să facă, oamenii trebuiau să își facă de lucru. Și cred că ați văzut cu toții sau cu toatele, ați văzut trendurile alea de pe TikTok cu masajul, cu transformările alea before and after, masaj cu guașa și așa mai departe. Ei, este instrumentul ăsta care de regulă arată așa, mai are și alte forme, dar de regulă arată așa. Este de regulă din jad, știți, piatra aia foarte populară pe care o au chinezii și pe care o folosesc cam la orice, ar putea să o și bea dacă ar reuși. Dar este făcută și din cuarț roz și din cuarț negru și din ametist și, mă rog, se face din mai multe, dar am înțeles făcând un pic de research așa că cele mai bune sunt cele de jad și cele din cuarț roz, ci că ar fi cele mai benefice pentru te. Și ce faci cu chestia asta este să-ți faci pur și simplu masaj. Iarăși pănuiesc că multe dintre voi ați văzut, dacă nu ați folosit treaba asta, am pus un poll pe Instagram și multă lume nu știa de treaba asta, de-aia mă bate gândul să fac un clip cum folosesc eu guașa și cum mă joc cu ea și cum mă ajută pe mine. Dar practic este o piatră care este special tăiată, vedeți, să aibă așa forma asta de inimă într-un capăt, forma asta de virgulă aici jos, să fie puțin curbată și ca să o poți folosi pentru masaj facial și se mulează pe liniile feței tale și practic ajută foarte mult la drenajul limfatic, ceea ce eu am nevoie din belșug pentru că cineva mănâncă sare și cineva se umflă ca SpongeBob, mai rău, ca Pufferfish se umflă și ajută foarte mult și chiar am văzut diferențe mari, deci am văzut diferențe, cum să zic, după prima utilizare mă uitam în oglindă și nu-mi venea să cred că e fața mea, că aveam și o zi din aia în care eram foarte umflat așa, aveam foarte mult, o acumulare foarte mare de lichid și mă uitam în oglindă și nu-mi venea să cred că parcă mi se subțiase bărbie așa și parcă arăta mai bine tenul meu și e foarte, foarte faină treaba asta, v-am zis. Dacă vreți să vă luați și voi să încercați, vă recomand. Două recomandări aș avea. Una, nu vă aruncați să plătiți mai mult de 50 de lei pe o astfel de piatră, pentru că acum este foarte populară și este pe toate site-urile, dar pe cele mai multe site-uri, ori asta, ori rolele alea de jad clasice, s-ar de 100 de lei și nu înțeleg de ce, pentru că majoritatea sunt făcute în China, vin din China, costă câțiva cenți, nu sunt extrem de scumpe și să dai 100 de lei pe o chestie care costă câțiva cenți, că asta atâta costă în China, e absurd. Deci mai mult de 50 de lei nu vă aruncați să vă luați și în al doilea rând, dacă vă luați forma asta de guașa, aveți grijă să aibă curbura asta. Asta a fost o chestie pe care mi-a spus-o Eugenia și a avut mare dreptate, în general ea are dreptate. Să aibă curbura asta pentru că se mulează mult mai bine pe frunte aici și pe obraz și pe barbă, se mulează mult mai bine cu curbura asta. Sunt unele care sunt drepte în partea asta și e mai greu de lucra cu ele. Nu știu, poate dacă ai o față mai pătrățoasă te ajută, dar pe mine mă ajută mai mult asta cu curbura. Repet, dacă vreți un clip în care să vă arăt cum o folosesc, spuneți-mi și vă arăt. Dacă credeți că am terminat, stați liniștite că nu. Mai am ceva aici, un instrument pe care îl țin în cutiuța care a venit, nu de alta, dar mi se pare foarte fain așa. Este, asta l-am luat de pe Makeup, cred că magazinul ăla online Makeup. Am găsit niște reduceri
că și acolo găsiți guașa la 100 și de lei, deci vânați reducerile. Și am găsit un dispozitiv pe care îl știu de altfel de mult timp, ăsta îl folosesc când îmi pun măștile alea tip șervet, care știți că de altfel îmi plac foarte mult. Este un dispozitiv cu vibrații. Stați să-i dau drum, că... Așa, vibrează, nu știu dacă auziți. Vibrează. Și pur și simplu plimbi așa și la fel îți faci masaj cu el în momentul în care îți pui măști. Bine, poate fi folosit și pentru masaj facial fără, în loc de guașa, de exemplu, dar eu îl folosesc pentru acele măști și mi se pare la fel că intră mult mai bine serul ăla din mască, intră mult mai bine în ten și este relaxant în primul rând și se simte foarte, foarte bine. Are capătul ăsta din zinc, capătul ăsta și capătul ăsta, că îl poți folosi și așa, știți, pe zona asta, de exemplu, poți să folosești capătul ăsta, iar partea asta de aici din mijloc este din aluminiu. Mare atenție dacă vă luați chestia asta să nu îl trântiți, să nu spargi, să nu-l loviți, că se îndoaie ăsta fiind din aluminiu. Dar ăsta fiind din zinc este tot timpul rece și când îți faci masaj se simte așa de bine. Și v-am zis, înainte foloseam Foreo câteodată pentru măștile astea, dar Foreo e cumva mai greu de ținut în mână, fiind el rotund, o fi el mic, dar e mai greuț așa de ținut și parcă e mai greu de plimbat și nu intră atât de bine, știți, pe aici, că pot să întind și măștile. De multe ori îmi pun măștile alea pentru ochi aici, pe cearcăne și le întind cu ăsta și intră foarte, foarte bine țărul ăla în piele și îmi place la nebunie. Foarte relaxant. Nu știu dacă e neapărat necesar ăsta, dar este relaxant, plăcut, adică mie îmi place să-l folosesc și da, n-aș putea să zic neapărat dacă face vreo diferență, dar mă relaxează și îmi place și de-aia l-am folosit. L-am luat și pe asta de pe make-up, vă las link oricum de la toate. Ultimul produs pe care îl folosești și la beauty nu este neapărat un produs de beauty, este mai degrabă un produs foarte util pentru perioada asta. L-am luat dintr-un magazin chinezesc, am fost săptămânile trecute într-un magazin chinezesc și l-am găsit, dar găsiți și la Miniso, găsiți și pe internet și pe Mag, găsiți, o să vă caut link și vă las la ceva similar. Este un ventilator din asta, eu am mai avut unul pe care, by the way, l-am și aruncat că mă enerva. Am mai avut unul și nu era tocmai grozav, dar ăsta e foarte bun pentru că este puternic, este destul de puternic, este mai puternic decât mă așteptam și e bun și pentru uscat, spray-ul de fixare, în momentul în care îmi pun spray de fixare, îmi usuc cu el spray-ul de fixare super repede, dar este și răcoritor, bineînțeles, și îl poți pune și pe masă, dacă vrei, se poate pune și pe masă și are aici un, o intrare pentru USB și îl poți conecta la laptop, dacă nu vrei să consumi baterii, merge pe două baterii, dar dacă nu, poți să-l conectezi și la laptop și este foarte, foarte ok. S-a părut o prostie foarte utilă, de altfel. Așa fie.